Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj pregătesc terenul pentru o nouă sesiune de interviuri de angajare. De această dată este vorba de personal pentru firma nemțească Daimler, ce va deschide o sucursală și la Târgu Jiu începând de anul viitor. La sfârșitul acestei săptămâni sau cel târziu săptămâna viitoare, o vizită la Arad, la sediul firmei, chiar la invitația reprezentanților acestei societăți, pentru a discuta și alte amănunte, să știm momentul în care vor relua selecția pentru cei care vor merge să lucreze la Arad. Cei care vor obține unul dintre posturile puse la bătaie de firmă în locația de la Arad vor putea să se întoarcă la Târgu Jiu în momentul deschiderii sucursalei de aici. Până la momentul în care vor veni să deschidă firma aici, am mai menționat și cu alte ocazii, cei care lucrează la Arad vor avea prioritate la angajare la Târgu Jiu. În cursul săptămânii viitoare va fi stabilită data la care angajatorul german va veni la Târgu Jiu pentru selecția de personal.